Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cu bucurie în suflet am relansat campania Da pentru Educație din cadrul jurnalului de Reghin și astfel vom cunoaște de fiecare dată un alt elev care merită toată atenția noastră și asta pentru că se deosebește față de ceilalți copii prin rezultatele deosebite obținute la învățătură, prin performanțele școlare și, de ce nu, extracurriculare. Ne referim la cei elevi de clasa a 8-a și astfel am ajuns la școala gimnazială Augustin Maior din municipiul Reghin. În a 8-a C, de data aceasta alături de noi, o avem pe deja cunoscuta Teodora Crișan. Bun găsit, Teodora! Bine m-am găsit! Te rog să te prezinți. Sunt Teodora Crișan, sunt elevă la școala gimnazială Augustin Maior și îl am ca diriginte pe domnul Truți Aurel. Știi de ce ești aici? Să supun pentru meritele pe care le am datorită învățătorii. Și care sunt acelea? Păi, momentan, acum cum s-a terminat semestrul, am avut media 9,94. Am avut doar la matematică media 9, cea mai desperiat materie pentru mine. Și anul trecut am participat la Olimpiada de franceză. Dintr-o mică neatenția mea, nu am reușit să ajung la faza județeană, dar prin munca aceea pe care am dobândit-o în cele aproape 5 luni de învățat, am reușit să acumulez foarte multe informații. Ai spus că tocmai s-a finalizat primul semestru, cum l-ai caracteriza? Și apoi clasa 8-a în general. Primul semestru a fost o introducere a materii de clasa 8-a, care este foarte grea și mă bucur că într-un final a trecut, dar mi-e frică de celălalt, pentru că va fi și mai greu. Și asta pentru că se apropie cu pași repezi de valoare națională, da. Și cred că toată lumea vă amintește, reamintește să conștientizați că mai puțin, mai puțin. Te sperie gândul acesta? Sincer, la începutul clasei a 8-a, da, m-a speriat pentru că toată lumea mi-a spunea că va fi greu, dar am început să învăț foarte mult și să trag de mine, deci să repet, să studiez foarte mult și așa am început să scap de emoțiile pe care le am pentru că mă simt pregătită. Și oricum vine. Da. Și cum vine trebuie să și treacă, da. Dar cu rezultate bune. Da. Unde mergi mai departe? La liceul 2, la filologie. Uh-huh. Te pregătești în mod special pentru admitere, pentru, mă rog, admitere? Da, trebuie să dau un examen de limbă, limba engleză, și fac acasă exerciții pentru acel examen. Telespectatorii noștri deja te cunosc prin toate activitățile pe care tu le ai în afara școlii, teatru, muzică. Ai participat și la Poți să fii o stea. Da, în locul 3. Așa. Povestește-ne cum îmbini, cum dozezi timpul, școală și extra. Sincer, pentru mine deja e o rutină pe care mulți o consideră imposibilă și mie mi se pare ceva foarte lejer, care nu mă solicită foarte mult. Am învățat de mică să dozez timpul pentru învățat, pentru școală, pentru școală de muzică. Pentru că și la teatru, de exemplu, ai de învățat. Da. Prezintă-ne o zi din viața ta cu școală și repetiții și... Păi, de dimineață până la ora 2 am școală, de la 3 la 6 am școală de muzică, iar apoi ore de învățat și de studiat. Mai mănânci? Da, așa printre, și mănânc chiar foarte mult, chiar dacă unii spun că sunt prea slabă și nu se vede asta pe mine că mănânc. E importantă uniforma, te întreb și pe tine? Da, mi se pare foarte importantă pentru că ne caracterizează și avem și o ținută decentă la școală. Și sunteți atât de frumoși. Mulțumesc. Vrei să transmiți ceva colegilor tăi? Da, învățați că nu doare și... Examenul se apropie, așa că tragi stare. Și tu, Brutus, examenul se apropie. Da. Mult succes, Teodora. Mulțumesc. O să ne mai vedem, cu siguranță. O să ne mai întâlnim și chiar și cu telespectatorii noștri. Succes și spor la învățat. Mulțumesc. Dragi telespectatori, dragi internauți, vă mulțumim pentru atenție. Alături de mine a fost Teodora Crișan și până data viitoare, nu uitați să susțineți alături de noi campania Da pentru Educație. Numai bine!